Jandarmii, polițiștii și pompierii vor fi la datorie în această perioadă. Ordinea și liniștea publică, dar și prevenirea faptelor antisociale, a evenimentelor rutiere și a incendiilor vor fi asigurate în județul Dâmbovița de 327 de polițiști, 108 jandarmi și 180 de catre ISU. În toată această perioadă vor fi intensificate acțiunile în zona lăcașurilor de cult, a parcurilor și a zonelor de agrement pentru a preveni la maximum situații nedorite. De Paște, 4 spitale vor oferi servicii medicale de urgență și 2 farmacii vor avea program non-stop. Serviciul de ambulanță al municipiului Târgoviște va avea program de lucru normal. De Paște, în special atât ziua cât și noaptea, vor fi pregătite să preia urgențele medicale peste 30 de echipaje. De asemenea, în toată perioada sărbătorilor pascale, vor mai funcționa în regim de gardă și cele 2 centre de permanență fixe din localitățile Voinești și Răcari. În ziua de Paști vor fi 2 farmacii în Târgoviște care vor asigura permanența, una la fosta baie comunală și cealaltă la PAFCOM. Asociația Investitorilor Transport Târgoviște a redus numărul mașinilor la regim de weekend, iar în ziua de Paște niciun mijloc de transport în comun nu va circula nici pe străzile orașului și nici în afara lui. Toate liniile, atât cele interne cât și cele externe municipiului Târgoviște, vor face curse doar până la ora 19, în zilele de 23 și 25 aprilie. AITT are la dispoziție 16 trasee, atât interne cât și externe. Instituțiile publice își vor relua programul în ziua de marți.